Sexualitate, educație sexuală, prezervative sau contraceptive sunt termenii care stârnesc agitație și prejudecăți în rândul tinerei generații. Potrivit specialiștilor, copiii trebuie familiarizați cu riscurile unui contact sexual neprotejat chiar de către părinții lor. Elevii anului întâi de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din Bălți au participat la o lecție teoretică, unde li s-a vorbit despre sex, sarcină nedorită, dar și despre metodele de protecție. Adolescenții au avut parte și de o expoziție tematică. Expoziție Prevenim sarcina adolescente, care vine să ajute fetele să-și păstreze sănătatea reproductivă și să aibă șansa să facă studiile până la fine, să-și facă o carieră și să facă familie, să fie pregătiți nu numai biologic, dar și psihologic, și social, și financiar pentru acest mare eveniment care se întâmplă în viața femeii. Potrivit datelor statistice, la nivel național, în anul 2020, 1811 adolescente din țara noastră au devenit mame, cifrele fiind de 4 ori mai mari în mediul rural decât în mediul urban. Din numărul total de mame adolescente, aproximativ un sfert sunt fete sub 17 ani. Copiii de ce trebuie să ducă să știe că sunt remedii și sunt posibilitatea de a lua gratis de la foarte multe structuri medicale, contraceptive de tot felul, de începând cu prezervative, cu toate tipurile de pastile contraceptive, injecții, pastila de urgență de a doua zi, sterilete. Tema sexuală, воспитание контрацепции всегда для них очень важна и очень интересна. Она вызывает ажиотаж сначала, и они, а потом интерес, и они с большим удовольствием воспринимают информацию, которая по их мнению, потом, когда мы беседуем, является самой важной, потому что мы можем быть профессионалами во всем, но не знать, как поступить вот именно в тех ситуациях рискованных, когда нужно принять решение. Profesorii de la Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor salută astfel de ore teoretice și spun că educația sexuală este baza unei societăți sănătoase. Educația sexuală este un proces în care noi acumulăm un anumit volum de cunoștințe, ne formăm anumite atitudini, convingeri, valori despre sexualitate. Accentul foarte mare trebuie să-l punem și în școală. Din ce motiv? Avem foarte multe adolescente care sunt însărcinate la o vârstă foarte precoce și din motiv că nu au cunoștințele necesare, fie abandonează copiii, fie rămân mame singure. Această disciplină ajută tinerii și tinerile să depășească mai ușor anumite bariere din viață. Și elevii spun că astfel de lecții au un aport pozitiv în educarea tinerei generații. În orice situație, fiecare dintre noi nimerește, adică poate fi și o situație simplă sau una complicată, dar acest proiect ne învață să nu ne stresăm, adică să găsim ieșirea care ar putea să ne ajute pe fiecare dintre noi. Dacă nu dorim să rămânem părinți foarte devreme, adică ar trebui să înțelegem care sunt și punctele slabe, dar și punctele tari. Expoziția a avut loc în cadrul campaniei de informare Eu sunt influencerul vieții mele, fac alegeri sănătoase, desfășurată într-un proiect mai amplu al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație de prevenire a comportamentelor de risc și de dezvoltare a abilităților de viață în rândul elevilor din 12 școli profesionale, colegii și centre de excelență. Proiectul beneficiază de susținerea financiară a Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperării Austriece pentru Dezvoltare și este desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației.